Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aseară am aflat și eu, mi-a trimis poză un prieten care stă vis-a-vis de stadionul Giulești. E o benzinărie mall acolo. Ce norocos. Era coadă, se ducea după, da. Intra în viraj acolo coada, adică era de peste 500 de metri. Și a fost isteria, eu m-am dus aseară până la ai mei care veniseră de la munte. Tata înjura, era cu televizorul deschis. Și eu, domne, ce mint ordinari ăștia, că e coadă la benzinării, zice, am alimentat acum o oră jumate când ne-am întors în Bucăra, nu era nimeni. Tata, a fost deodată, a explodat. Zic, măi, tată, e coadă peste tot, e isterie. Ești tâmpit. Zic, nu-s tâmpit, n-auzi. Zice, păi dacă eu am fost acum o oră jumate și nu era nimeni. Păi zic, acum de-abia e. Nu cred că tatăl tău vorbește cu tine așa. Ba da, mi-a zis că stâmpi, era nervos. Zice, n-auzi, că am fost eu, zice, și am venit pe DN, nu era nimeni la nicio benzinărie. De unde doctor... mă, acum, deodată e plin? Păi zic, tata, acum se întâmplă lucruri. Da, deci domnul doctor s-a înfuriat. Da, pe o draslă. Da. E bine că a alimentat. Am deschis, da, zic. Și azi dimineață, cum spuneam, e un Petrom aici pe Barbu Văcărescu, 7,99, da. Ambele, și motorina și benzina. Și era coadă acolo, la 6 fără 10. Eu alimentez numai de acolo. Aha. De obicei, cum spuneam, eu o vidanjă care ocazional mai, da, e cu mine. Nimeni, niciodată. Tu și vidanjării. Asta mică, cu 4 pompe. Acum erau 10 mașini. Uh-huh. Lângă la mol, oblei 50, nimeni. Da. Na. 50 de bani, băi, 50 de bani la litru. Eu nu spun că nu vreau să vorbesc cu păcat, dar 50 de bani, tu cât poți să bagi? 30 de litri, dar da. 50 de bani sunt 15 lei. Să stai la coadă ca să pui o dată benzină, că oricum câtă benzină poți să pui? Aha. Tu cum, păi, câtă benzină n-ai văzut? Am fost cu tomberoanele. Am văzut, deci am văzut imagini, tare. Oamenii sunt pe cuvânt. Eu am crezut că e doar una și o glumă, dar am văzut două imagini la deci un moment dat. Au luat tomberonul de gunoi, da, presupun. Și puneau tomberoane. Da, serios. Ca eu și erau unii care au pus un tomberon între două pompe și alimentau, da, simultan cu două pompe în același tomberon. Dar cu damigenele, mă, săraci de ei, mă, pe cuvânt, dar poți să înțeleg cu damigiana. Poți să înțeleg asta. Da, mă, dar săraca, țuica, ce-a făcut? Nu cred că au rugat, au băut-o. A pus-o în cadă. Sau ce? Nu, dar pe bune. Mai erau cu cuburi de-alea de plastic alb, așa, știi? Da. Băi, adevărul că să te duci, bun, hai să zicem, ai luat două tomberoane de-alea de gunoi, le-ai umplut cu benzină și cumva le duci până acasă. Și? Adică... Ai două tomberoane pline cu 400 de litri în curte. În caz de ceva, încălzești tot satul. Adică, da, ce faci, frate, cu... Ai 400 de litri de benzină în curte. Îi dai folie și e bun acolo, cine știe. Da, deci cam cum... Îl bagi în pământ. Cum te gândești? Și, da, ce te-a pus să... Cum faci? Serios. Ești mai înfrigurat, așa, dacă... Am intrat pe monitorul prețurilor în dimineața asta să văd ce se întâmplă. Rază de 5 km. M-am bucurat foarte tare pentru că am dat să ordoneze... după prețuri și am citit prima cifră, care este a kilometrilor. Așa. Și am zis, ia uite mă, la Lucoil 4 lei. 4 lei și 60 de metri. Adică, da. Dar, asta e, prietenii noștri rușii au cele mai mici prețuri. S-a terminat aseară cu embargo. Nu a mai sabotat nimeni. Nimeni n-a mai făcut embargo, nimeni n-a mai boicotat la Lucoil. Prietenii noștri. Da, Lucoil sunt, exact. Lucoil sunt pe la 7,5 lei, benzina, la asta mă refer, motorul. Bun, nu o să ia nimeni. După aia Petromus este Sanchi. Noi avem, probabil că dacă intrezi, noi avem sub 8 lei litru. Adică 7,99 lei. Da, cam așa. 7,99 lei. OMV-ul era 8,50 sau, da, ceva. Și după care încep prietenii noștri cei buni OMV-ul, 8,20, 8 nu știu ce. Și cei mai tari sunt ăștia de la MOL. MOL e benzinărie ungurească, cumva, sau ceva? E un brand ungurescă. Mai e ceva nasol la unguri, s-a întâmplat ceva, adică acolo s-a terminat benzina, e nenorocire pentru că ăștia au cele mai mari prețuri. Aici, în București, pe o rază de 5 km, benzinării MOL nu găsești nimic sub 8,40 și da, sunt și cu 8,60, 8,64. Și mai scumpă motorina. Da, și motorina e interesant, e mai scumpă, dar am văzut, adică venind spre, spre radio, am trecut evident pe DN1, acolo sunt o mulțime de benzinării, în general cu prețuri mari. Dar erau atât de diferite prețurile, adică erau variații foarte mari, adică am văzut și unele stații care încercau să vândă cu peste 9 lei. Câte ceva. Sigur, mergi cum mergi. Zic că a luat colegul cu 9 lei și 11 bani. De la Virgin, să mai subliniem. Colegul de la Virgin. Nu cred că avem ăștia astfel de colegi aici. Ăștia sunt mai mici, mai naivi. Însă în Corbeanca aseară... Ori sunt plătiți mai bine, că nici nu s-au uitat. Asta vreau să spun. În Corbeanca aseară, când era toată panica asta națională, în Corbeanca e o benzinărie, un om petrol, care are prețuri mari. Nu era nimeni. Adică acolo, cred că...
Asta, altă clasă, altă bogați, clasă. S-au zis noi înainte să ajungă la 10 lei. Nici nu ne deranjă. Stai mă puțin, eu cred că în Corbeanca cred că și-au umplut piscinele, da, cu benzină. Așa, adică... probabil că au tras tub direct la piscină. E blocată tableta de mesaje. Da. Nu apuc să le parcurg. Vreau doar unul să vă citesc acum. O să luăm telefon, cu tomberoanele. O să luăm telefon imediat. Deci dăm o piesă muzicală. Da. Și după aia 0372069599. Marcel a luat deja câteva. Sunați-ne că intrăm în direct. Da, o să fie greu cu tableta. Mulțumim. Zilu, Valentin ne scrie că aseară la satul mare unul a venit cu roaba. Băi, da, băi, oamenii cu... Băi, știi, toate mințile, ce faci? Aș vrea totuși să apreciez că toată nebunia asta, da, a plecat pentru faptul că ne uităm la televizor. Și nu ne... a plecat de la televizor. Ba, eu așa cred, că ne uităm la televizor. Asta e o altă chestie. Ne uităm greșit la televizor. Băi, ceva s-a era o isterie ieri pe televizoare. 5:30 nu era nimeni la benzinării și la 7 seara era omor peste tot. Da, acum, aici e și o parte serioasă despre care o să vorbim puțin mai încolo. E clar că suntem super stresați, tensionați și înfricoșați de ce se întâmplă. Păi, este rezultatul războiului și să-i mulțumim tovarășului Putin pentru toată nebunia asta. Dar, adică totul a început cu o fotografie postată pe un site din Bihor, cu o benzinărie care a făcut benzina 11 lei și 10 bani. Vlad, era o doamnă isterică ieri la televizor, care amintea odată, deci nu trecea minutul, și amintea faptul că se spune, sunt zvonuri. Da, sunt zvonuri. Deci nu era o știre, o informație certă că așa va fi. Totul era la nivel de zvon. Sunt zvonuri că în această noapte litrul de benzină va trece de 10 lei. Super profesionist. Cine era face asta? Nu știu cine face. Isterică. Era super profesionist să dai zvonuri de genul ăsta în acest context. Mamă, ești foarte tare. Adică ne uităm și greșit la televizor, știi? Poate e și vina noastră că facem asta. Mă gândesc. Dar de ce nu sau? Da, bine, hai că nu mai zic. Revenim în direct cu 7:35 de minute. Despre experiența voastră ieri cu coada la benzină vrem să vorbim acum. 0372069599. Nu, avem foarte multe telefoane, mesaje imposibil de citit, sunt atât de multe încât Luca nu reușește să le selecteze. Vă spun doar atât, monitorul prețurilor pe o rază de 5 km, asta este raza maximă. Noi stăm aici în Pipera, aici e redacția. Avem așa, deci în București, oarecum Pipera, cel mai mic preț este la un Lukoil la Coralilor, nu știu unde este Coralilor, 7,47 de bani și Poligrafiei 7,47. Petrom, benzinările Petrom de pe aici din zonă, toate au 7,99 lei, la benzină mă refer, benzina de 95. După care OMV-ul nu are nimic sub 8 lei, 8 lei și 8 bani, MOL-ul nimic sub 8,4 lei, adică 8 lei și 40 de bani, cel mai scump la un MOL de la 1 mai, 8 lei și 64. Și dacă vreți, uite, și motorina standard, tot Coralilor, 7 lei 67. Și cea mai scumpă motorină, motorina Evo D, deci motorina obișnuită. Tot la MOL. Da, tot la MOL, București 1 mai, 9 lei și 11 bani. Înțeleg eu un mesaj care circulă pe WhatsApp, da, l-am primit și noi în dimineața asta, că toată drama ar fi plecat din Ungaria, MOL este benzinărie ungurească. Da, MOL are cele mai mari prețuri. Că Orban a plafonat prețurile la carburanți și rețelele de benzinării nu mai alimentează stațiile pentru că vând pe pierdere. Ungurii de la graniță au venit să alimenteze de la noi și bineînțeles că particularii noștri au dat în prețuri ca la păcănele, cum se zice, din cauza cererii. Și de aici a plecat toată povestea. Asta ar fi o explicație. Nu știm acum cât de veridică e, dar da, sună... Hai să vedem ce spune Alin, ce a făcut el. Bună dimineața! Bună, Alin! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu nu am alimentat ieri, cu toate că trebuia să o fac și asta tocmai datorită acelor cozi. Da. Vă sunt din Oradea. Așa. Am alimentat în schimb în această dimineață la Petrom cu 7,99. Deci puțin sub prețul care era aseară totuși. Mamă, ce ne bucurăm că este sub 8 lei. Mai țineți minte că acum vreo 2-3 luni eram, Doamne, a trecut de 6 lei. Da, 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 ne miream. Mulțumim, Alin. Mersi. Ovidiu, bună dimineața. Bună dimineața, Ovidiu. Bună dimineața. Bună. Eu am alimentat în Oradea la Lukoil. Da. Din păcate, prețul e mai mare ca la Petrom. Adică, cu cât ai alimentat? 7,66. La Petrom aseară era 7,50, dar nu puteai că... Era coada foarte mare. Orașul blocat. Da. Tot orașul blocat. Da, mă, frate, și Ungaria s-a plafonat... La 100 de litri. Nu puteai să alimentezi mai mult de 100 de litri, da. Exact, da. Am înțeles. Mulțumim tare mult. Asta, uite, vezi, dacă distorsionezi piața, lumea își caută supape, să duce în altă parte. Corect. Alin, bună dimineața. Bună, Alin. Bună dimineața. Bună.
Respect. Pe mine nu mă îngrijorează și cred că evit puțin, trec puțin peste subiectul nostru și îmi cer scuze. Pe mine nu mă îngrijorează prețul benzinei că crește, că a mai crescut, a mai scăzut din punctul meu de vedere și o să mai crească și o să mai scadă pe viitor. Pe mine mă îngrijorează isteria care s-a întâmplat în cele patru situații, care dacă le observați, a pastilelor acelea radioactive, a pașapoartelor, a euro și inclusiv a benzinei, deși cineva ne testează, văd eu sau nu știu dacă să vorbesc că cineva, dar este ceva, dacă, Doamne ferește, se va auzi o explozie pe teritoriul României, ce facem? Plecăm cu toți, o luăm, descaladăm granițele, ce vom face? Deci este o situație care trebuie să ne îngrijoreze aici, ca cetățean mă interesează, nu prețul neapărat a benzinei, al euro, al nu știu ce, astea o să crească, o să scadă, o să vină, o să se ducă. Pe mine asta mă îngrijorează foarte tare. Ok, noi o să vorbim peste câteva minute, vorbim cu psihologul Gașpar Gheorghi, prietenul nostru, să ne explice ce se întâmplă. Acum este evident că venim după 2 ani de presiune psihologică foarte puternică, adică pandemie. Vă amintesc că au fost niște momente de astea de psihoză așa și de asalt la cumpărături și la începutul pandemiei. Așa e și cred că... Higienică, nu știu ce, și acum... În combinație cu războiul, cred că e letal. Da, de-abia am ieșit din pandemia asta cât de cât vai de capul nostru, cum am ieșit, oricum împărțiți în toate părțile și epuizați nervos și a început unul să răcnească lângă noi și să arunce cu bombe. Și evident că ne-au sărit nervii din nou și suntem, cum să spun, stăm pe vârful, stăm cam pe acea acum. Orice ne sperie. Dorin, bună dimineața. Zicea, am citit undeva, zice, bă, dar de ce să pună iod, să pună pastile de iod în benzină, măcar să rezolvăm două lucruri. Florin, ești în direct. Neața. Salut. Neața. Salut. Ai stat la coadă? Când am ieșit de la serviciu, am văzut o coadă la Petrom. De unde ești? De ce loc? Am crezut că e Petra Neamț. Așa? Am crezut inițial că e un ambuteiaj. Nu mi-am dat seama. N-am avut timp să mă informez exact cu prețul, cu astea. M-am dus, am aflat ulterior că prețul ar crește. Inițial am vrut să mă întorc cu mașina, să stau și eu la coadă, că nu știam exact. Ce se întâmplă dacă stă toată lumea, să stau și eu? Da, exact. Și până la urmă ai luat sau nu? Dacă este o coadă, stau și eu, dar după aceea m-am dus acasă, am stat liniștit și am zis mă duc la prima oră de dimineață, că acolo sigur nu se fie coadă. Am alimentat de la o companie deținută de statul Azerbaijan. Socar, adică. Da, cu 7,54 lei. Mulțumim tare mult. Mersi mult. Am primit confirmarea că în Ungaria este plafonat prețul benzinei până la data de 15 mai la 6,14-15 lei. Da, și este plafonat, da, și este plafonată și cantitatea. Da, maximum 100 de litri la pompele, nu știu cum, da. Cristian, bună dimineața. Bună, Cristian. Bună dimineața. Cristian, sunt din Brăila, vă deranjez. Bună. Nu ne deranjez. Eu nu știam aseară ce se întâmpla. Am trecut pe lângă două pecuri și am văzut niște cozi imense și eram cu soția în mașină, ne îndreptam spre casă și nu înțelegeam ce se întâmplă, de unde. Eu nu am participat la această isterie. Dar ți-a plăcut? Nu mi-aș plăcut să particip. Sincer, nu sunt amator de cozi. Nu am fost niciodată. În schimb, am văzut dimineața că prețul la Rompetrol, spre exemplu, la motorină, era 7,74 lei. Deci... Da. Băi, oricum au crescut foarte mult prețurile. Adică, serios, în urmă cu două luni, totuși, era pe unde? Se împărtea pe la 7 lei și eram îngrijorați. De-abia depășise 7 lei. Deci creșterea este rapidă. Și acolo să ne bucurăm. Și este... 12. E nervozitate pe piețele internaționale. Acolo este problema. Pentru că oamenii nu știu ce se întâmple cu petrolul rusesc. Americanii au oprit achizițiile de petrol rusesc, se discută eventual dacă să facă asta și Uniunea Europeană, deocamdată Germania se opune. Deci este multă nervozitate pe piețe. OPEC-ul rezistă deocamdată cererilor de creștere a producției. Iar și e puțin probabil că Arabia Saudită, chiar dacă crește producția, să poată suplini integral un eventual embargo european asupra petrolului rusesc. Dar probabil că zilele acestea OPEC-ul va crește producția. Deja ieri erau informații în sensul ăsta și prețul petrolului la bursele internaționale a scăzut, ceea ce înseamnă că zilele următoare s-ar putea să vedem scăderi și la pompe la noi. Dar cert e că afectează această problemă nu numai România și Ungaria. Avem mesaje, ca de obicei, de la ascultătorii noștri de pe întreg cuprinsul globului,
Și peste tot sunt creșteri de prețuri. Între 2 euro și 2,40 euro am mesaje în Europa benzina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.